Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului postnistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată principalele teme de referință. Reparația drumurilor a fost în centrul atenției la întâlnirea șefilor de sate cu șeful administrației raionului Slobozia, Vitalie Telefka. Fostul cinematograf din Râbnița a luat o viață nouă și a fost renovat pentru amatorii de film din raion. Nistrenii și-au luat rămas bun de la Festivalul Internațional al Artei Mărțișor 2013. În raionul Slobozia a avut loc o adunare republicană cu șefii organizațiilor de exploatare a drumurilor din țară. A fost abordată o întrebare ce îi deranjează pe toți, când și cum vor fi reparate drumurile din Republică. Au vorbit despre noile tehnologii datorită cărora reparația va putea fi efectuată indiferent de sezon. Lucrătorii din acest domeniu au vizitat orașul Kiev, unde au făcut cunoștință cu tehnologiile noi de reparație a drumurilor, care prevăd folosirea turnării profilate din beton și asfalt. Noi vedem că tehnologiile vechi sunt costisitoare, iar procurarea tehnicii noi, moderne, cu folosirea profilului din beton și asfalt, nu necesită mari cheltuieli. De aceea, haideți să ne mișcăm mai departe în soluționarea întrebării în cauză. Această tehnologie permite nu numai efectuarea lucrărilor de reparație în decursul întregului an, dar și economisirea surselor bănești. Mai mult decât atât, pe teritoriul Republicii există posibilități pentru a produce amestec din beton și asfalt. Tehnologia dată ne permite să reparăm gropile fără mijloace de tasare. Pentru aceasta nu avem nevoie de cilindru compensor rutier. În afară de aceasta, tehnologia în cauză ne oferă ocazia să turnăm asfalt-beton pe stratul umed, care are o mare importanță în perioada toamnă-iarnă. Odată cu sosirea primăverii, serviciile rutiere au început deja reparația gropilor. În cea mai mare măsură de ea au nevoie orașul Tiraspol, Bender și raionul Dubăsari. La următoarea ședință a Guvernului va fi prezentat planul sistemului centralizat de deservire a drumurilor. În el sunt incluse carierele de unde întreprinderile rutiere vor dobândi materialul de construcție. Noi singuri, cu puterile proprii ale întreprinderilor noastre, vom exploata aceste cariere. În așa mod vom primi material de construcție pentru drumuri la prețuri scăzute și vom putea folosi la 90% materiale de construcții autohtone. La ședință a fost menționat că pentru a rezolva problema insuficienței financiare în ramura rutieră, trebuie rațional cheltuite mijloacele bănești. De aceea, controlul utilizărilor va fi deosebit. Și deja astăzi, la întâlnirea șefilor administrațiilor sătești cu șeful administrației de stat Slobozia, Vitalie Telefka, reparația drumurilor, în special a gropilor, a fost în centrul atenției. Autoritățile locale, împreună cu colaboratorii gospodăriei locativ-comunale din raion, au elaborat un mecanism de reparație a drumurilor municipale cu ajutorul graderilor. Datorită acestui mecanism, colaboratorii sferii locativ-comunale vor înfăptui unele lucrări de antreprenoriat cu 30% mai ieftin decât organizațiile comerciale. În așa mod, susțin autoritățile, gospodăria locativ-comunală va fi salvată. Conform șefului administrației de stat, gospodăria locativ-comunală raională nu înfăptuiește nicio lucrare de antreprenoriat, iar numărul de persoane ce figurează ca angajați este destul de mare și este necesar să le fie acordate anumite tipuri de lucrări pentru ca aceștia să aibă salariu. Tehnica de care dispune gospodăria locativ-comunală ne este suficientă. Noi însă vom elibera un mecanism special care va permite completarea parcului auto al gospodăriei, fapt ce va permite accelerarea procesului de înfăptuire a lucrărilor necesare. În oarecare măsură vom lucra cu pierdere, dar în așa mod noi vom putea concura cu organizațiile specializate. Pe lângă aceasta, toate lucrările sunt înfăptuite în așa numitul regim 25-75. Astăzi există o mare datorie în gospodărie locativ-comunală. A fost primită decizia ca 25% din sursele bănești venite în contul raional să fie îndreptate spre achitarea datoriilor, iar 75% să fie concentrate în gospodărie locativ-comunală. În anul curent, în fondul rutier al raionului și orașului Slobozia, a fost alocată doar o pătrime din suma alocată în anul precedent, adică peste 4 milioane ruble. Este necesar ca acești bani nu numai să fie economisiți, ci și să se înfăptuiască cu ajutorul lor un volum de lucru cât mai mare. În anul precedent, la Râbnița au demarat lucrările de înlocuire a ascensoarelor. O bună parte din ele au un termen de exploatare de mai bine de 30 de ani și sunt moral și fizic uzate. În 2013, lucrările vor continua.
Întreprinderea Râbnița Lift deservește mai bine de 230 de ascensoare, dintre care 138 cu termenul de exploatare expirat. La moment este necesar să fie înlocuite anual 4% din ele, adică circa 10 unități. În anul precedent au fost deja efectuate unele lucrări. În anul trecut, întreprinderile noastre au schimbat 8 ascensoare. Două ascensoare noi am schimbat, care au trecut termenul de exploatare, și 6 lifturi noi le-am pus în căminele la strada Bârșăgăra, Bârșăgăra numărul 101, 103 și 105. Una din problemele prioritare este faptul că o bună parte din fondul locativ din oraș a fost construit în anii 80, astfel termenul de exploatare a ascensoarelor va expira simultan. Înlocuirea lor concomitentă va fi complicată pentru bugetul local. Lucrările vor fi realizate pe etape. În anul curent, noi planificăm să schimbăm 3 ascensoare. Pentru aceste lucrări, administrația orașului Râbnița a planificat 530 de mii de ruble pentru procurare și 180 de mii de ruble pentru lucrări. În mediu, în blocurile de locuit cu 9 etaje de ascensoare se folosesc circa 36 de apartamente. În primul rând, trebuie înlocuite lifturile în acele case unde de ele se folosesc locuitorii a 105 apartamente, menționează liftierii râbnițeni. Continuăm ediția. 10 zile de muzică, dans și voie bună. Festivalul Internațional al Artei Mărțișor 2013 a adus pe Plaiul Nistrean dispoziția de primăvară. Pe scenele Republicii s-au manifestat din plin atât colectivele artistice de la noi din țară, cât și oaspeți de peste hotare. Închiderea festivalului a adus și ea surprizele sale. Detalii aflăm de la Lubov Cojuhar. Închiderea Mărțișorului a avut loc în cele mai bune tradiții ale Plaiului Nistrean, cu zâmbete și voie bună. Cu un buchet de dansuri și muzică populară a venit ansamblul Viorica. Deja 68 de ani Viorica bucură spectatorii nistrenii și cei de peste hotarele ei cu creația sa. Curent, conducătorul artistic Alexandru Galațan a fost menționat de către ministrul afacerilor externe al Republicii Moldovenești-Nistrene cu insignă pentru aportul în dezvoltarea relațiilor internaționale. Este o festivitate care ne permite să le demonstrăm oaspeților Republicii noastre cum suntem noi, nistrenii, rușii, moldovenii, ucrainenii, găgăuzii și alte naționalități ce locuiesc aici. Cum trăim noi împreună, în ce mod întâlnim primăvara, ne bucurăm împreună. Ansamblul a fost la fel de super, dansurile, melodiile. Am fost martor de mic copil la perfecționarea acestui colectiv și deci mă bucur pentru că din an în an, de zi cu zi, colectivul prosperă. Surpriza mare pentru publicul meloman a fost interpretarea melodiilor celor mai bune din repertoriul artistei poporului Republicii Moldova, Zinaida Julea. Cu aplauze furtunoase a fost întâlnită marea interpretă. Aici, pe scenă, au fost cântece de veselie și de dor, emoții, lacrimi în același rând și zâmbete. După cum a menționat cântăreața, adevăratul artist depune suflet în ceea ce face și răsplata îi este pe potrivă. Aici am ținut cu tot din adinsul să vin și eu la Mărțișor, măcar la închidere, pentru că la deschidere am cântat la Chișinău și m-am simțit foarte, foarte bine. Eu zic, publicul este unul. Atunci când te dăruiești, când ești pe scenă și te dăruiești publicului din plin, atunci publicul nu întârzie să te răsplătească cu aplauze și cu multă, multă bunăvoință. Asta s-a întâmplat azi, ați văzut, ați fost martori și dumneavoastră. Aveți un public minunat și eu rămân cu speranța să ne mai revedem, dragi spectatori, cei care ați fost la acest concert minunat. Multe ovații, flori, anume așa au fost întâlniți artiștii care s-au străduit să aducă adevărata primăvară în sufletele nistrenilor. Spectatorii, la rândul lor, menționează că Mărțișor 2013 a fost unul deosebit și speră că din an în an Republica noastră va fi vizitată de mai mulți oaspeți. Lubov Cojuhar, Alexandru Tâș, Primul Nistrean. La Râbnița a fost inaugurat cinematograful renovat. Astăzi, sălile lui pot primi mai bine de 540 de persoane. Pentru amatorii de film, aici vor fi difuzate pelicule de mare succes la public. După circa 20 de ani, ușile fostului cinematograf Mir s-au deschis din nou. Astăzi, el a primit nu numai o nouă înfățișare, dar și o denumire nouă, Enigma. Aș dori să le mulțumesc din partea râbnițenilor, tuturor conducătorilor și angajaților cinematografului pentru acest obiect nou. Vă doresc tot mai mulți vizitatori.
Каждый из нас, проходя мимо кинотеатра... Cred că fiecare din noi, timp de 20 de ani, trecând pe lângă cinematograf, își aduce aminte că acolo au vizionat filmele pe care le-au purtat în suflet toată viața. Iată, a ajuns și această zi, când din nou putem păși pragul cinematografului. Deschiderea noului cinematograf a fost așteptată cu mare interes. Astăzi, acest local este unicul în oraș, unde poți vedea un film. Cât privește tehnologia existentă, acesta este de ultima generație. Cinematograful dispune de două săli, a câte 250 de locuri și una mai mică, cu 44 de locuri pentru copii. Aici pot fi vizionate filme de cinematică și clasice până la cele mai moderne, în sistemul digital 3D. Tot aici vor funcționa și două cafenele. Istoria expoziției profesorilor școlilor de pictură și arte a început în 1973. Atunci ea avea statutul de activitate republicană. În anii 90 a fost dată uitării. Grupul de inițiativă a școlii de pictură din orașul Dubăsari a hotărât să renoveze buna tradiție. În cadrul unei expoziții vernisate recent au fost prezentate circa 100 de lucrări din toate raioanele Nistreniei. 36 de participanți au prezentat lucrările sale în grafică și pictură. La fel au fost folosite și multiple stiluri: portret, peisaj, natură moartă. Activitatea de astăzi e o adevărată sărbătoare a culorilor, a primăverii. E foarte plăcut că pedagogii școlilor de pictură posedă diverse tehnici. Sperăm că și elevii cu timpul vor studia această știință. Buchet de la lele, aromă de primăvară, romanițe, insula luminii, renașterii naturii, a zâmbetelor și bune dispoziții. Anume așa au caracterizat spectatorii expoziția vernisată. Fiecare lucrare în felul său e unicală. Privind la ele, simți bunătatea și căldura sufletului omenesc. Consider că una din principalele idei ale expoziției este dragostea, frumusețea, bogăția spirituală. Asemenea, activități contribuie la dezvoltarea bazei metodice a artei plastice. E îmbucurător faptul că la expoziție participă toate școlile de pictură din Republica. Lucrările vernisate demonstrează un adevărat profesionalism al pictorilor care muncesc cu copiii. La programul de sărbătoare au participat și membrele Cercului de Modă Contraste. Ele au demonstrat colecția de haine Anotimpurile Anului și Atlantida. Atât pentru această ediție. Cele bune în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 12 martie, se așteaptă timp noros. Va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 1, plus 3 grade, ziua plus 4, plus 6. În capitală noaptea plus 2, plus 4 grade, ziua 5, 7 grade căldură.